Stimați oaspeți, bună seara, bine ați venit la o activitate de suflet, o activitate deosebit de atractivă și de emoționantă, pentru că este vorba despre vernisajul unei expoziții de artă, autori acestor lucrări fiind doi oameni din Bicaz, care au reușit să se impună pe acest tărâm, astfel încât Emil Ungureanu, aflat aici în dreapta mea, de-a dreapta tatălui, este cunoscut pentru noi și ne face mare bucurie când ne invită și ne cheamă la o astfel de activitate, încât să simțim și noi ce înseamnă culoarea, ce înseamnă tușa, ce înseamnă linia și așa mai departe. Nu mă pronunț pentru că nu sunt așa de avizat eu în domeniul ăsta. Lângă domnia sa, Emil Ungureanu, se află tânăra Iarina Ungureanu, deci fiica domniei sale, care, iată, cochetează de ceva timp, eu știu că de foarte mult timp, dar acum a ajuns să fie cunoscută și ea, cochetează cu arta. Eu cel puțin am asistat până acum, asta e a treia expoziție, una fiind la Școala Generală din Bicaz, unde urmează gimnaziu, una fiind la bibliotecă, găzduită de noi, când mă aflam și eu sub umbra cărților din bibliotecă, și una, iată, aici, împreună cu tatăl domniei sale, o expoziție destul de amplă și foarte bună calitativ, zic eu, pentru că ne bucură sufletul când ne uităm și pe peretele din dreapta și pe cel din stânga și pe acești stâlpi. Toate picturile sunt expresive și te atrag să le urmărești, să le studiezi, să le analizezi. Dar, de fapt, evenimentul este ridicat la o cotă înaltă și prin prezența poetului și criticului de artă, domnul Emil Nicolae, aflat în stânga mea, pe care am avut onoarea să-l cunosc în diferite ipostaze culturale și m-am bucurat enorm de mult când am auzit că va fi prezent aici în mijlocul nostru, acum în această seară frumoasă de februarie. Nu știu cum naiba se întâmplă că toate expozițiile tale, Emil, sunt organizate în februarie, probabil datorită sărbătorii dragobetelor. Dar mă bucură de asemenea faptul că la acest eveniment cultural sunt prezenți un număr important de oaspeți din diferite locuri, dar cu precădere observ acum că sunt din Bicaz și asta mă bucură enorm de mult, pentru că și bicăjenii, iată, atunci când este vorba de artă adevărată, sunt prezenți la degustarea unei frânturi de artă, de suflet, de ale celor doi autori. Eu am adus și afișul după mine, că nu m-am pregătit în mod deosebit, știam că o să primesc această sarcină, dar vorba este că trebuie să vorbim liber, fără niciun fel de convenție, că este mai frumos așa. Oricum, mă bucur enorm de mult că sunt implicat, sunt părtaș, sunt martor la cea de-a treia expoziție, cel puțin din acest sediu, al lui Emil Ungureanu, și adaug iarăși o expoziție la Piatra Neamț, la Sestri, unde am avut ocazia să particip. Aici trebuie să subliniez faptul că în calitate de mecena are domnul Lucian Vamanu, care ne găzduiește de fiecare dată cu bucurie, cu generozitate, și lucrul ăsta este de apreciat. Domnul Vamanu, toată stima pentru dumneavoastră. Mă bucur că vă revăd. Și mai ales în calitatea asta de mecena, pentru că așa vă mai văd eu pe stradă, pe la Bicaz, mai schimbăm două vorbe.
Important este că acum suntem în umbra unor opere de artă. Asta ne înnobilează, ne face mai buni, mai fericiți. Sunt sigur că atunci când vă veți întoarce dumneavoastră acasă, veți dormi mai bine, veți medita asupra operei pe care ați admirat-o și, desigur, asupra vorbelor pe care le va spune de aici încolo domnul Emil Nicolae, critic de artă și poet, un om al județului Neamț, un om de cultură, un om care participă și se implică la toate evenimentele culturale ale județului, ale capitalei noastre, Piatra Neamț. Întâi vă spun bună seara, a doua oară onora, prima dată altora. În al doilea rând vreau să precizez că seara asta este importantă pentru că avem o expoziție cu o ținută și o calitate excepționale și atunci importanți sunt artiștii, nu eu, comentatorul. Eu am venit pentru că am fost invitat și îmi fac datoria, nu prezența mea ridică, cum a spus domnul Azav, îi mulțumesc, dar exagerat. Important este momentul artistic care autorii ni-l dau, ni-l oferă. Îmi pare rău că acum 2 ani am ratat o expoziție aici la Lostrița. Atunci nu știu ce probleme aveam, domnul Emil Ungureanu m-a invitat și nu știu ce s-a întâmplat. A venit Mircea Ceacăru, pictor foarte bine. Deci ați fost pe meserii. Ei, acum recuperez, deși între timp ne-am întâlnit la Sestri, la Piatra Neamț, galerie tot așa nouă, cu un spațiu non-formal, cum e și aici, galerie de artă. Deci iată că aici suntem practic într-un fel de Sestri al Buhalnesii sau al Bicazului. Dar ce vreau să spun în punctul ăsta? Că e înmulțirea unor asemenea spații comerciale ca primă intenție care se deschid pentru artă, e un lucru de luat în seamă, important, pentru că România la ora asta, știți probabil dacă urmăriți media și în fine revistele culturale, România nu are o piață, nu o piață de artă, o piață culturală, adică și carte, și artă plastică, și balet. La muzică se mai strecoară unii pe la anunț. No, România nu are o piață de artă, de cultură coerentă. De artă nu mai spun. Or, faptul că spații, asemenea spații comerciale se deschid, cum e asta, cum e Sestri în județul Neamț, mai sunt și în alte locuri în țară, și mai multe sunt în Transilvania, sigur. Moldova tot timpul e conservatoare și vine mai din urmă. Se deschid asemenea spații comerciale către artă. E un câștig foarte important pentru că, iată, începe să se coaguleze, să se lege de jos în sus, nu de la... Avem, sigur, și case de licitație, Artmark, face și ea compromisul, dar nu de sus în jos, ci de jos în sus începe să se clădească, să capete coerență o piață de artă în România. Și ăsta este un lucru important. Am terminat cu asta și vin la expoziții. Deci de la expoziția de la Sestri pe care am prezentat-o domnul Emil Ungureanu, sigur că asta deja e cu 2 artiști, e mai bogată, dar surpriza este Iarina, pe care nu știam, până acum n-am văzut lucrările ei. Și aici nu mai discutăm de vârstă. În convențiile astea, vârstă, bărbat, sex, femeie, bărbat, nu știu ce, în comentariu, în artă, nu au, nu sunt criterii. Criteriul e calitatea artistică. Și are calitate ca un om format, un artist format, deja. Poate subiectele ne spun ceva despre vârsta ei, dar nici asta nu e obligatoriu, totdeauna. Adică are tot ce-i trebuie ca să intre într-o competiție
deschisă pentru arta înaltă, cum se spune, adică are și simțul cromatic și forță într-unele lucrări, controlează spațiul foarte bine, construcția și compoziția, deci, pentru că iată o expoziție de acuarelă, a treia am înțeles, dar de fapt la dimensiunea asta e prima până la urmă, reprezentativă și care nu începe doar cu peisaje și obiecte pisici. Pisici sunt, dar astea pun probleme de formă cu subiectele propuse la ora de desen la școală. Deci a depășit povestea asta. E mult mai departe în ceea ce face și cred că o să devină repede o concurentă pe piața de artă pentru domnul Emil Ungureanu. Eu cel puțin o sper. Așteptați să vină. Foarte bine. Deci o emulație în familie, ok. Domnul Emil Ungureanu vine și el cu surprize din punctul meu de vedere, pentru că știam creionul și desenul de la Seste și iată că vine acum cu estompa asta, cu creta, care îmbogățește considerabil imaginea. Vreau să rețineți că nu știu dacă are legătură neapărat cu gorobetele, eu am avut și v-am spus altă explicație, în afară de două portrete de copil, unul acolo și unul aici, corect, după colț, sunt doamne și domnișoare. Nu există niciun bărbat. Sigur, vine după calendar formal, dragobetele, eu am găsit o altă explicație. Femeia, din punctul de vedere al artistului bărbat, este mult mai expresivă. Probabil că o femeie când pictează bărbați ar putea să găsească și ea mai multe tipuri de expresii la bărbați. Dar deocamdată avem proba asta și domnul Emil Ungureanu face demonstrația găsind melancolie, durere, nervi, toate tipurile de expresie care duc portretul dincolo de un gen, o schemă consacrată, statică, îl duc spre compoziții, pentru că trebuie să mă gândesc la o expresie din asta, plânsul ăsta sau răcnetul ăsta, mă gândesc dincolo, de ce se întâmplă. Și atunci prelungesc imaginea în mentalul și în imaginarul meu. Deci e o expoziție foarte bună, cred că ar trebui, sigur mi-a spus că aveți vreo 60. Da, da. Nu sunt toate aici. Deci are material ca să facă într-o galerie oriunde, poate și într-un muzeu. Nu știu, muzeul din Bicaz nu face expoziție, dar e închis. Deci, domnul, felicitări încă o dată că ați deschis aici galerie, că muzeile se închid, iată ce spuneam. Da. Deci e un eveniment important pentru locul ăsta, dar e pentru toată zona, pentru județ și cred că dacă va fi văzut datorită domnului Moldovan pe net cu tot ce va fi dincolo de vorbele mele, de imagini, cu ține de imagine, va fi apreciată peste tot. Acum, vreau să mai spun un lucru. Înțeleg că oaspeții de aici sunt în mare parte cunoștințele domnului Emil Ungureanu. Aici e o problemă. Cum captez un public necunoscut sau care nu te cunoaște și cum captez ca artist, ca cu oferta artistică, un public care te cunoaște? Există un risc la publicul care te cunoaște pe tine, pe mine, pe noastră în cazul ăsta ca artist, există o limită. Știu ce face, uite că mai face și lucrul ăsta. Eu vă propun, am vrut să fac la început experimentul ăsta, dar vi-l propun acum, să închideți ochii câteva secunde, la oricare perete v-ați uita, după ce ați fixat o lucrare și să-i deschideți după aceea făcând abstracții, că sunteți la Lostrița, că domnul Ungureanu e autorul,
deschideți-l la imaginea aceea și vă duceți în ea, ca să, să nu mai este nicio limitare a interpretării și a percepției obiectului artistic. Și știu că vorbele sunt vorbe, rămân imaginile, asta trebuie să memorăm, dar dacă e un eveniment, și e un eveniment, se lasă și cu premii, și eu, așa, personal, cât am putut, am un premiu pentru domnul Ungureanu. Da. Ce puteam să am decât o carte, evident. Nu. Domnul Ungureanu, o carte, premiu. Mulțumesc mult. Meu pentru succes, felicitări, Iarina. Felicitări și la mai multe. Și acum trebuie să spuneți un ajuns. Doamnelor, domnilor, copii mai tineri, mai adulți, e greu de spus cuvinte, mai ales când te laringita nu te face. Mă bucur extraordinar de mult că ați putut veni, că parte din voi sau cea mai bună parte dintre voi cunoașteți exact ceea ce fac și faptul că ați venit aici înseamnă că odată în plus ați vrut să le vedeți la un loc, creând o altă atmosferă decât cea unei lucrări care o vedeți, să zicem, zilnic pe Facebook. Sunt lucrări care, dacă o să le priviți atent, transmit fiecare în felul ei, transmit o anumită stare, stare care ar trebui să o decodifice fiecare dintre voi, adică să ajungă, pentru că chiar aceeași imagine, ea poate fi percepută diferit funcție de starea sufletească a celui care o privește, poți să-i găsești sau să-i scoți valență, dacă să se pare important. Na, acum expoziția, nu știu dacă a mea e cea mai importantă, dar aveam acum cu zeci de ani în urmă la o expoziție un domn critic de artă, Valentin Ciucă, care la expoziția respectivă a venit și printre cuvintele frumoase pe care le-a spus, a spus, cea mai mare realizare a pictorului este fetița de alături. Spun eu acum că, de fapt, cea mai mare lucrare și cea mai frumoasă de lucrare este Iarina, pentru că ea e cea care iese la rampă, ea e cea care acum spune poveștile în felul ei. Și cu siguranță peste timp, cei care o să-și aducă aminte o să rememoreze probabil parcursul și evoluția ei în timp, cu pornind de la rampa asta mică de lansare, dintr-o margine de lac, cu o atmosferă din asta și o groapă, am numit-o noi, că chiar râdeam cu domnul Vamanu, că noi când spunem, expunem în groapă acolo, că de fapt, domnul Pito a spus, domnule, nu groapă, e o groapă de artă. Ca să... Na, o să-i... Când a ajuns la Altamira, care era o peșteră, Picasso și-a văzut picturile la Zimbre, a făcut... Da, a spus cât e... S-a întrebat ce am mai inventat eu. Nimic. Arta era în groapă. Era deja în groapă aia, da. Deci, dimensiunea și importanța spațiului, nu contează de altitudine, o dă conținutul. Iar conținutul ăsta, groapă în ghilimele, că e un palat, până la urmă, cu ce avem aici. Iarina, poate vrei să spune. Vă dați seama că prezența publicului înseamnă foarte mult, adică... Este un număr considerabil de oameni care mă susțin și nu poate decât să-mi dea încredere în sine. Consider că fiecare om care a ajuns înăuntru și s-a uitat la lucrările mele a găsit un fel de a evada din cotidian și de a se gândi la momentele lui de relaxare, momentele din copilărie,
cam ce micile plăceri ale vieții pe care fiecare le apreciază în felul lui. Cama mea de idei este destul de variată, pornind de la copii, pe care eu știu că sunt inocenți și îmi duc cu gândul la micile năzdrăvănii pe care le apreciam. Spre exemplu, tabloul din mijloc exprimă iubirea, pentru că după vreo 30 de ani chiar îți vine să te plimbi, să uiți de griji. Animăluțele încă un fel de a evada din realitate, pentru că prin ele noi ne exprimăm ceea ce o inocență aparte, am putea să-i spunem. Sincer, o mare mulțumire i-aș oferi tatălui meu, pentru că prin ceea ce face el m-a inspirat și pe mine. Adică fără ajutorul și susținerea lui nu cred că aș fi ajuns unde sunt, pentru că de fiecare dată când eu aș fi vrut să renunț, el ar fi zis: hai, pentru că poți. Poți mai mult și... Exact. Expoziția e deschisă. Aș vrea să mai spun eu câteva vorbe, dacă eu am început, să închei tot eu. Legat de Iarina, o mare, și în general de familia ungureană, o mare surpriză mi s-a oferit mie acum la sfârșitul carierei profesionale, când am ieșit la pensie, niște profesori de la liceu de la noi s-au gândit să adune așa zisele versuri, mă rog, joc de cuvinte, cum le-am formulat eu, pe care le-am scris de-a lungul vremii și eu le postam în rețea de socializare, și pentru că n-aveam curajul. Și ei s-au gândit ea să-i facă o surpriză lui Asavie, să le pun într-o carte. Ei, am rămas mult mai surprins și datorită faptului că ilustrația cărții este sub accepțiunea Iarinei, care o bună parte din tablourile astea sunt și în cartea aia, așa, ilustrația cărții. De asemenea, Emil a făcut un tablou al autorului, nu este primul, și iată așa se leagă niște lucruri care până la urmă înnobilează omul, înnobilează sufletul și ne simțim mai umani, așa mai și. Iar Iarina să rămână pentru acceptul de a... Este foarte frumos. Îmi pare rău că nu v-am adus să vă ofer una așa... Da, am uitat. Vârsta. Da. Vă mulțumesc, și așa cum spunea și domnul Emil Nicolae, vă rog, închideți ochii să priviți, după aia să-i deschideți, să priviți lucrările și să vă bucurați. Pentru că nu le veți găsi așa oriunde, oricând, într-o grupare așa interesantă, și le aveți de-a gata. Așadar, bucurați-vă! Și după aia, bucurați-vă și la un pahar de vin și de licoare. Mulțumim!